teribilist și la, nu știu, 40-50 de ani, sau poți să fii teribilist la 18 ani, sau poți să nu fii deloc. Sau poți să fii un pic mai precaut. Păi cele mai frumoase experiențe sunt atunci când mergem toți în grămadă la festivaluri și așa mai departe și stăm acolo peste noapte cu porturile. Noi mereu suntem trași pe dreapta pentru ideea de, domnule, ai toba prea tare, ai nu știu ce lumini pe tine și așa mai departe. Noi tocmai pentru asta le facem, ca să ne să fim auziți, să fim văzuți în trafic. Chiar dacă sunt pe motocicletă de 10 ani sau de 10 minute, chestia asta nu contează, pentru că până și o piatră poate să te răstoarne.